Bun găsit tuturor! Eu sunt Florin și azi despre motivul pentru care Ionuț nu are o relație oficială în casă. În ultimele două săptămâni, de când Ionuț și Larisa s-au împăcat și părea că merg spre declararea unui cuplu, iată că acest anunț a tot întârziat să apară, de parcă ai zice că sunt într-o emisiune în care scopul principal nu este să ai o relație, ci câștigător este cel care rezistă cel mai mult fără cuplu. Chiar și o relație pentru o emisiune dacă ar fi să facă. Totuși, de ce nu fac acest pas? Părerea mea este că Ionuț, un băiat foarte inteligent, orice am vrea noi să spunem, vrea să evite ceea ce alții mai fraieri nu au făcut. Având exemplul lui Sorin și a Biancăi, care au cupluri liniștite, fără certuri și fără obstacole în relație, au ajuns ca de săptămâni bune să nu mai câștige niciun cec. Având aceste exemple și-a dat seama că o eventuală relație i-ar trage în jos. Totul ar deveni banal, Monotoria s-ar instala în jurul lor și nu ar mai avea libertatea de mișcare pe care o au acum. Indiferent ce ar face acum, el poate spune oricând că nu are o relație și astfel îi este permis orice. În plus, pentru ochii telespectatorilor, este mult mai interesantă o iubire ce pare interzisă. Dă mult mai bine când Larisa spune că din cauza ceea ce vor spune ceilalți, ea nu oficializează relația. Și uite așa susținătorii dau vina pe ceilalți pentru neîmplinirea lor ca și cuplu. Să fim înțeleși, Larry s ar face cuplu pe loc. Cel care nu dorește este Ionuț, dar așa cum am spus în vlogul de ieri, ea îi face pe plac lui. În ciuda a ceea ce cred mulți că producția i-ar sprijini, eu cred că din contră și ei s-au săturat de această joacă a lor și astfel încearcă din răsputeri să-i facă să ia o decizie fie albă, fie neagră. Au început cu aducerea celor doi, Florin și Anca tocmai pentru a-i obliga să facă un pas în față, pas pe care l-au și făcut de altfel, doar că Ionut inteligent s-a prins și a făcut un pas mult mai mic decât spera producția. Acum producția a mai lovit odată, oferindu-le un date de noapte. De ce? pentru că au simțit că eu nu nu dorește așa ceva și oferindu-i unul, îl vor forța să mai înainteze un pic. Să nu aveți impresia că după ce ai petrecut un weekend împreună, poți să vii și să spui că totuși nu putem fi un cuplu, deși ne-am simțit minunat toată noaptea. Hai, o mai lălă o săptămână, dar într-un final tot vor trebui să spună spre ce direcție merg. Sau cine știe ce mai scormonesc și ce obstacole mai apar în relație. De ce clubul se va mai împiedica? Poate eu de data aceasta sau ce alte pericole pentru ei vor apărea. Dacă final ar avea loc în 2-3 săptămâni, nu ar fi o problemă să declare imediat că se află într-un cuplu. Dar cu cât finala este mai departe, cu atât mai mult eu știe că este periculos să devină un cuplu banal ca și ceilalți și de asta e tot evită să facă acest pas. Cam atât deocamdată, până data viitoare, toate cele bune vă doresc!